În cursul zilei de ieri, un grav incident a fost evitat în ultima clipă. O femeie din cartierul Schela Cladovei, din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, s-a așezat pe calea ferată, încercând să se sinucidă. Însă aceasta a fost observată de jandarmii mehedințeni, care au intervenit de urgență pentru a o salva. Jandarmii mehedințeni au intervenit și au reușit să o îndepărteze pe femeie din zona de pericol. După câteva discuții printre lacrimi, bătrâna în vârstă de 75 de ani le-a spus forțelor de ordine că are probleme de sănătate, că soțul îi este paralizat, cu copiii nu se înțelege, iar toate aceste probleme au doborât-o psihic și fizic și a încercat să își curme suferința. Jandarmii aflați în misiunea de patrulare pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin în cartierul Schela Cladovei au observat o femeie aflată pe calea ferată. Salvatorii au intervenit și au îndepărtat-o la timp deoarece se auzea un tren care venea în viteză. Jandarmii aflați în misiunea de patrulare pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin au observat în cartierul Schela Cladovei o femeie care se afla chiar pe calea ferată în timp ce plângea și era foarte dezorientată. După ce am îndepărtat-o din zona periculoasă, jandarmii au aflat că femeia în vârstă de 75 de ani are mai multe probleme, inclusiv de sănătate, iar prin acest gest aceasta intenționează să-și curme suferința. A fost solicitat la fața locului un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță pentru a transporta pe femeie la o unitate specializată, dar aceasta a refuzat. Jandarmii au luat legătura cu membrii familiei care au condus-o pe persoana de 75 de ani în siguranță până acasă. Jandarmii au solicitat un echipaj medical de urgență pentru a transporta femeia la o unitate medicală specializată, însă aceasta a refuzat. Ulterior, forțele de ordine au luat legătura cu membrii familiei, iar ea a fost preluată de aceștia și condusă în siguranță acasă.